cu toții ne dorim să ajungem în play-off. Nu-și dorește nimeni să termine pe locul 7 sau 8. Vrem să mergem în play-off, dar este foarte greu. Cum am spus, campionatul s-a strâns destul de mult și este o diferență foarte mică. După 11 ani, din nou la Petrolul, cum simți așa acum perioada asta pentru tine? Ai și mai multă experiență? Cum sunt lucrurile pentru tine? Cum să fie? O perioadă bună, ca să spun așa. Mi-am și revenit după această accidentare destul de serioasă. Lucrurile sunt bune. Îmi doream să vin înapoi aici, pentru că aici am început fotbalul și... Din păcate pentru mine am jucat doar în Liga 2, îmi doream să joc și în prima ligă și am ales să vin aici. Publicul cum e pentru tine? Îți pune presiune sau deja tu te-ai obișnuit cu această presiune și e mai mult plăcere să ai o atmosferă din asta? Sunt obișnuit, dar, cum ai spus și tu, îmi place foarte mult cu lume în tribună, cu suporteri, pentru că așa, fără suporteri, nu are farmec și am prins și pe la Astra, unde nu prea aveam suporteri, cu toate că am avut rezultate și pe acolo, dar nu am avut suporterii aceștia. Sunt printre primii suporteri din țară, ca să spun așa, și ați văzut ce atmosferă fac și te împing de la spate, mai ales când jucăm acasă, avem, pot spune, un avantaj, ca să zic așa. Te simți un lider acolo în vestiar? Ești unul care face legea în vestiar cu experiența și cu sfaturile pe care poate să le ofere oamenilor? Nu știu dacă pot spune că fac legea eu, dacă o să pot să-i ajut cu ceva, le-am zis, îi pot ajuta oricând, nu am o problemă de genul acesta, nu-mi place să înjur, să sparg pe-n vestiar sau așa mai departe, pentru că nici eu când eram tânăr nu îmi plăcea să fac chestii de genul și nu fac nicio acest lucru. Suntem cu toții egali și trebuie să fim o familie și să ducem echipa asta acolo unde este locul. Chiar dacă nu se pune problema acum, pentru că suntem la început și nu avem forță, ca să zic așa, trebuie să mai câștigăm câțiva oameni să vină aproape de noi să ne ajute cumva. Eu doresc să mergem în play-off și de ce nu să ajungem din nou să jucăm în Europa. Crezi că mai puteți atrage oameni din ăștia cu experiență în lotul vostru pentru a căpăta și acea constanță, experiență și tot ce e nevoie? Eu zic că acum este momentul și pot veni, pentru că la început lumea nu prea ne dea nicio șansă și nu aveau așa încredere. Acum au văzut că noi avem rezultate bune și ne menținem acolo sus. Cu siguranță se gândesc și la asta, să vină la noi, pentru că au trecut ceva meciuri și... Adică nu este o glumă sau ceva de genul. Suntem acolo sus, avem o echipă frumoasă, o echipă bună și merităm acest lucru. Ești omul cu glezna fină din această echipă. Simți așa că așteptările mari vin din partea ta? Ok, ai fost accidentat, îți revii. Simți așa că oamenii se bazează foarte mult pe tine și au așteptări foarte multe din partea ta? Știu că lumea are așteptări și... Încerc să fac lucrurile în așa fel încât să iasă bine și echipa să obțină rezultate bune. Te-ai maturizat? Cum simți că au trecut anii ăștia așa pentru tine în fotbal? În afară că au trecut repede, cum să treacă? M-am bucurat de toți acești ani pe care i-am petrecut la fotbal. Mă bucur în continuare, pentru că asta mă face fericit. Asta am ales să fac de când eram mic și... Fac lucrul ăsta cu plăcere. Tu cum ai ales așa? Cum ți-ai făcut alegerile în viață? Cu inima sau, nu știu, cum ai gândit așa și transferurile? Pentru că acum ai zis că era momentul să mă întorc acasă, dar ai avut oferte și din alte părți, știi? Și cum îți faci tu alegerile? Nu știu, cred că mai mult au venit de la sine, așa ca să spun, pentru că niciodată n-am fost disperat să plec în străinătate sau să mă mut de la echipă, adică... Aici când am început am stat 6 ani de zile, am fost la Astra, iar am prins vreo 5 ani, adică n-am plecat imediat după 6 luni de la echipe. De la Astra când am plecat aveau nevoie de bani pentru că intrau în insolvență, eu am zis că nu-mi doresc neapărat să plec. Ei au zis că trebuie neapărat să pleci, că altfel e groasă și tot așa. Adică lucrurile pot spune că au venit de la sine în mare parte. De ce nu te-a convins niciodată Hagi să te duci acolo la Farul? A tot plâns după tine, a spus că ești jucătorul la care a visat mereu.
Da, știu și am vorbit asta cu dânsul și când am jucat aici acasă, ai să te mai aștept mult, dar i-am zis că a fost mai bine pentru mine aici aproape de casă. Dânsul chiar a vrut să mă ia când aveam o perioadă delicată la Astra și eram trimis la echipa a doua și chiar și atunci am vorbit și mi-a zis că vrea să mă ia. Cei de la Astra au zis că nu mai au nevoie de mine, dacă n-au zis că cei de la Viitorul pe atunci și mă doreau, cred că au avut ceva pretenții și nu s-a mai făcut atunci atunci transferul. Îți dorești să refaci așa, să faci echipă din nou cu Alibec? Da, îmi doresc acest lucru pentru că ne-am înțeles bine și ne înțelegem și acum în afara terenului foarte bine, vorbim și mi-aș dori acest lucru, dar să vedem dacă mai este posibil, dacă o să ne mai întâlnim pe la vreo echipă, să jucăm împreună. Măcar la națională? Păi ele la națională, eu acum, nu știu dacă trebuie să vorbim de națională, pentru că am avut această perioadă și mai am trec nevoie de echipă. Perioadele astea te refaci, că în fotbal știi cum. Vom vedea de la anul ce se va întâmpla, da. Pare așa că nu mai par convins așa, că au fost foarte mulți care au zis că nu se mai simt bine la națională. Pe tine te-au căutat oameni în perioada asta? N-am o problemă cu chestia asta. Nu m-a căutat, dar mai m-am văzut cu ei pe la meciuri, ne-am mai salutat, am vorbit. Probabil dacă o să am evoluții bune la echipă, o să reintru din nou în vizor echipe naționale și vom vedea atunci ce se va întâmpla. Cum e pentru tine că se apropie 1 decembrie? Cum trăiești tu, nu știu, momentul în care îmbraci tricoul României și dacă e o emoție aparte? Este o emoție, vă dați seama, când ești convocat la echipa națională, când joci primul meci și intri pe teren și scântă inul echipei naționale, toată lumea cred că are emoții, dar după aia lăsăm emoțiile deoparte și trebuie să ne facem treaba pe teren. Tu ai regrete? Ok, mai ai mulți ani de jucat, dar ai așa regrete momentul ăsta când tragi linie? Nu vine niciun regret în minte, ca să zic așa, nu știu, nu prea am regretat multe lucruri, am considerat că așa a trebuit să întâmple și am luat totul ca atare. Ce ai trăit tu special așa în fotbal și ce crezi tu că ți-a oferit fotbalul special? Mi-a oferit foarte mult, adică plus chestia când te întâlnești cu oameni pe stradă și îți vorbesc cuvinte foarte frumoase, am pățit chestia aceasta, plus oamenii care te oprești să faci poze, autografe și așa mai departe. Pentru mine asta este ceva unic, ca să zic așa. Adică nu mă gândeam cum am apucat de plăcere de fotbal prin curtea școlii când jucam că o să ajung să trăiesc clipele astea. Pentru mine asta cred că este. Ce provocări mai ai tu în față, în fotbal? Ce ți-ai mai dori? Pentru că am văzut, ne încânți de fiecare dată cu execuțiile tale, încerci așa din ce în ce mai multe da. Provocări. Da, păi tot de la plăcere vine și chestia asta. Nu știu, îmi doresc să intrăm în play-off și să ajungem din nou cu Petrolul în Europa. Te consider un fotbalist norocos sau s-ar fi putut mai bine? Eu totdeauna am spus că fără noroc nu poți obține lucruri mari în viață, chiar dacă ești talentat, trebuie să ai și un pic de șansă. În momentul ăsta, dacă îți spun așa niște nume, ai putea să îmi dai o caracterizare, un singur cuvânt despre fiecare? Șumudică? Ce cuvânt i s-ar potrivi? Șumudică? E doar într-un cuvânt, trebuie să zicem. Dacă trebuie mai mult, dar ce i s-ar potrivi lui Marius Șumudică? Ce i s-ar potrivi? Păi nu știu, cred că ați văzut la televizor. Da, este un antrenor bun cu care am avut rezultate foarte bune. Spunea lumea că are șmecheria asta de a ști să te facă pe tine, să te simți foarte bine pe teren. Cum reușea? Avea chestia și numai pe mine, pe toți jucătorii, adică ne ajuta foarte mult și asta s-a văzut în rezultate pe care le-am avut la Astra în condiții foarte grele. Hagi? Hagi, un jucător extraordinar de care mi-a plăcut tot timpul și ieșeam copii fiind pe străzi după golurile marcate de el și
Acum am un antrenor foarte, foarte bun, vedeți ce face la Farul, căruia îi place foarte mult fotbalul și pot spune că este pe stilul meu așa, pentru că îi place să aibă mingea. Dan Petrescu? Dan Petrescu, un antrenor foarte, foarte serios, opusul lui Șumudică, ca să spunem așa, dar știe foarte bine ce are de făcut. Ați văzut ce a făcut la CFR, câte campionate au câștigat, calificări prin Europa și așa mai departe. Este un antrenor extraordinar din punctul ăsta de vedere. Ali Bek? Spunea de tine că ești magician. Ali Bek? Da, un talent născut, ca să spun așa, adică un atacant pur sânge, marchează foarte, foarte multe goluri. Unul la unul cu portarul este letal, așa că îi doresc pe această cale să, de ce nu, să ajungă să iasă golgheter. Tamaș, un jucător foarte, foarte bun, vedeți la câte echipe a jucat și pe unde a jucat, este top 3, ca să zic așa, ca jucător în perioada asta, pentru că am mai uitat și noi pe unde a jucat și cu cine a jucat, ce antrenori a avut și așa mai departe. Plus că nu se compară ceea ce vedeți în afara terenului cu ceea ce este la antrenament sau la joc. La antrenament la 40 de ani, chiar dacă are 39, la 40 de ani este primul și alunecări și materiale de nu vezi la cei tineri, ca să spun așa. Deci ar avea de învățat pe partea asta tinerii de la el. Da, cu siguranță ar avea de învățat. Tu te gândești să antrenezi? Înainte nu mă gândeam, dar acum m-am pus un pic pe gânduri așa, parcă a început să-mi placă, chiar glumeam când eram la FCSB, dacă nu mă înșel, cu Pinti, și am zis că vreau să mă fac maxim secund, așa că acum cred că am avansat un pic, o să mai mă gândesc. Îți notezi antrenamentele sau n-ai avut? N-am ajuns deocamdată la chestia asta, am zis că după 35-36 de ani încolo. Ți-ar plăcea așa să ajungi să fii adversar cu Pintilii, cu toți oamenii așa cu care ai jucat? Mi-ar plăcea, da. De ce nu să ne duelăm după bancă, ca să spun așa. Care e favorita ta la mondial? Aveam două favorite, pe Argentina, pentru că îmi place foarte mult de Messi și Brazilia ca un lot extraordinar. Acum Argentina, am văzut că au pierdut acel meci. Brazilia seara au câștigat, au meritat acest lucru și sunt acolo în cărți, dar și Argentina. S-a plăcut un jucător anume de la mondial? Sau sunt oamenii pe care îi știm oricum? Cred că sunt cei pe care îi știți. Ați văzut Ronaldo, la fel, a intrat în istorie și așa mai departe. Chiar dacă cei de la Manchester și-au bătut un pic joc de el, așa ca să spun, pe nemeritat, dar ai trăit este treaba lor. Ai trăit și tu chestia asta în fotbal, dacă ne gândim. La FCSB, așa. Am trăit și pe la asta și pe la FCSB mai multe, dar nu ne vorbim de același nivel, dar să-i faci unui jucător care are atâtea trofee, goluri și așa mai departe, cred că este o dovadă mare de nesimțire, ca să spun așa, nu poți să faci acest lucru. Noi am fi chiar dacă sunt fan Messi, adică nu sunt fan Ronaldo. Da, e vorba de respect, da. România ar fi făcut față la mondial, dacă te uiți așa la ce meciuri sunt, la ce valoare au anumite echipe mai micuțe. Eu zic că am fi făcut față, dar nu știu dacă puteam neapărat să ieșim din grupe, dar zic eu că ne puteam bate de la egal la egal câteva echipe de la mondial și cu șansă, cum am mai spus, că fără șansă nu poți face nimic, puteai obține câteva rezultate bune. Noi mai ajungem la un turneu final, ai așa încredere în generația asta? Spui că nu știi dacă mai faci parte în viitor, dar ai încredere în oamenii ăștia care sunt la națională, că pot să muncească, au talentul și forța de a se califica? Eu am crezut tot timpul în lucrul acesta, pentru că mereu am avut jucători talentați, jucători buni, care joacă pe la echipe bune, dar, din păcate, în ultimul timp n-am mai ajuns. Sperăm să ajungem acum, chiar dacă avem această grupă, ca să zic așa, accesibilă, nu cred că este niciun meci ușor, o să avem meciuri destul de grele. Tu ai grezna fină și nouă ne dor așa, că sunt din ce în ce mai rari fotbaliștii ăștia așa tehnici.
Vezi un jucător care să vină din urmă și care să se asemene cu tine, nu știu, sau cu altcineva așa mai tehnic? Nu, sunt jucători tehnici în campionat. Avem și FCSB-ul are jucătorii tehnici și la Cluj, la Craiova sunt, adică mi-am spus pe cele trei pentru că am văzut că sunt cam aceleași echipe care se bat an de an la campionat și de ce nu pot avea execuții extraordinare. Va fi o luptă în șase la titlu sau vezi tot clasica luptă de care aminteai? Cred că o să fie aceeași luptă din punctul meu de vedere. Nu cred că o să fie altă echipă cu să aibă forță să se bată cu cele trei. Cei mici fac fotbal? O să mai vedem un alt Budescu în fotbal? Cei mici fac de plăcere deocamdată pentru că e de vreme ca să-i duc la fotbal. O să încerc la vară să vedem dacă vor să meargă. Nu o să-i forțez cu siguranță.